Motocicliști din 8 țări se întâlnesc la finele acestei săptămâni într-o nouă ediție Chariots of Fire la Oradea. Cu această ocazie, motocicliștii vor strânge prin donații fonduri pentru Fundația Iubește Copiii. Clubul White Wolves MC organizează între 17 și 19 iunie ediția a treia a întrunirii Moto Chariots of Fire, care se va desfășura în Oradea și la strandul cu valuri din băile 1 mai. Evenimentul este organizat sub egida Respectă Viața, Împarte Drumul, o campanie de prevenire a incidentelor rutiere. Obiectivul proiectului este conștientizarea partenerilor de trafic, pietoni, bicicliști, motocicliști, șoferi, precum și a tuturor factorilor implicați în buna desfășurare a traficului, pentru a nu exista incidente în trafic, oricare ar fi ele, începând cu respectul și terminând cu accidentele, au anunțat organizatorii. Potrivit acestora, la eveniment vor participa mai multe cluburi motocicliste din România, Austria, Serbia, Rusia, Ungaria, Germania și Macedonia. Întrunirea motocicliștilor va avea și un aspect caritabil, căci un grup de copii îngrijiți de Fundația Iubește Copiii vor putea gusta din plăcerea mersului pe două roți, evident în siguranță. Bineînțeles, ediția a treia Chariots of Fire cuprinde și momente distractive pentru participanți. Organizatorii au pregătit o serie de concerte, între care cele susținute de formațiile Jump Rock Band, Brand și Desperado. Un bilet pentru cele 3 zile de distracție costă 30 de lei. De intrare gratuită vor beneficia doar doamnele și domnișoarele care vor veni la evenimente pe motocicletă.